Copiii din căsuțele de tip familial ale DGASPC Olt nu vor avea timp să se plictisească în vacanța de vară. Peste 150 de tineri din Slatina, dar și din celelalte localități ale județului în care sunt astfel de căsuțe, vor participa la ateliere de creație literară, teatru, muzică și artă, dar și activități de mișcare sau jocuri de rol. Totodată, micuții vor desfășura jocuri de dezvoltare emoțională, dar vor avea parte și de vizite la instituții, fabrici sau ferme. E vacanță, este mare bucurie pentru copiii noștri. În vara aceasta ei vor desfășura o serie de activități în cadrul atelierelor de vacanță. Pe lângă activitățile culturale, vor desfășura și activități distractive și de recreere. Pe lângă ateliere, micuții vor avea parte și de excursii la Curtea de Argeș, Craiova sau alte orașe mari din țară, dar vor merge și în tabere, atât la mare cât și la munte. Un număr de 35 de copii vor merge în excursie la mare, la Eforie Nord, alții vor merge în excursie la Craiova, la Curtea de Argeș, de asemenea vor merge în tabără la munte, la Moiciu de Sus. Mai mulți copii din căsuțe au avut parte deja de o primă excursie în acest sfârșit de săptămână când au vizitat orașul Corabia. Tinerii s-au bucurat de activități recreative și au vizitat cetatea Suceava cu ocazia Zilei Internaționale Adunării.